Lucrările la autostrada Soarelui au fost deschise oficial pe 20 iunie 2001 de fostul premier Adrian Năstase și fostul ministru al transporturilor Miron Mitrea. Autostrada Soarelui A2, în lungime totală de aproximativ 197 de kilometri, urma să revoluționeze turismul, propunându-și să lege capitala de cel mai mare port al României. Deși se spune că începutul este greu în orice, se pare că sfârșitul este cel care pune piedici în acest caz. Termenele de finalizare a proiectului s-au succedat într-un șir interminabil de tergiversări de la o guvernare la alta. Cert este doar faptul că nici în sezonul estival 2012 autostrada nu-i va putea aduce pe turiști la malul Mării Negre. Cele mai recente promisiuni vin din partea fostului ministru PDL al transporturilor, Alexandru Nazare, care anunța că lucrările de pe porțiunea de 37 de kilometri Cernavodă-Megidia-Murfatlar vor fi finalizate până la termenul limită declarat, adică 30 iunie. Lucru confirmat și de actualul ministru Ovidiu Silaghi. Autostrada Cernavodă-Constanța are un cost total de 413,95 de milioane de euro. 250 de milioane de euro vin de la Banca Europeană de Investiții, 70,81 de milioane de euro este contribuția Comisiei Europene, iar diferența este suportată de la bugetul de stat.